Lucrările pentru pregătirea școlilor în vederea începerii noului an școlar sunt în plină desfășurare în mai toate localitățile județului, fiind o prioritate pentru edil, director, cadre didactice și firmele executante ale lucrărilor de modernizare, igienizare și reparații. Unii, mai harnici, chiar au încheiat treaba și au pus, cum se spune, la cheie localurile de învățământ, gata să primească elevii în prima zi de școală. Este și situația comunei Păulești, unde toate lucrurile sunt puse deja la punct. Școlile sunt după standarde europene, sunt supravegheate cu sisteme video, sunt modernizate, inclusiv toaletele sunt igienizate, școlile sunt văruite, vopsite, aranjate, deci toți cei care s-au înscris la școli vor găsi un aer proaspăt și curat în școala Păulești, Găgeni și grădinițele din localitatea Păulești. La școala Thomas Ocolescu din satul Păulești au fost executate clasicele lucrări de igienizare, de zugrăvire, iar confortul în clase a fost sporit prin montarea de lambriuri noi, tavane false, înlocuirea ușilor vechi cu unele moderne. Tot aici s-a continuat extinderea spațiilor de învățământ prin recompartimentare și extinderea construcțiilor, fiind create noi săli de clasă, astfel încât în anul școlar 2014-2015 toți anii vor putea învăța într-un singur schimb. Pentru aceasta se derulează acum procedura de achiziție a băncilor care să completeze mobilierul. La școala de la Găgeni ne promitem că anul viitor, în vara anului viitor, vom face o sală de clasă și o să rezolvăm și școala de la Găgeni, pentru ca toți copiii să învețe de dimineață. Pentru că dimineața vin odihniți, sunt mai bine pregătiți și altfel stau lucrurile. Tradiția și moștenirea sunt duse mai departe. Școala veche, construită în 1906 și inclusă în prezent în cadrul școlii Thomas Ocolescu, fiind renovată și amenajată în spații de învățare pentru elevi, cu nimic mai prejos decât cele din localul nou. La școala Vlad Mușatescu din satul Găgeni s-au efectuat lucrări similare cu cele de la unitatea din satul vecin. Spațiile largi, aerisite și furniturile sau mobilierul de calitate, făcând din aceasta un local cu condiții bune pentru actul de învățământ. Elevii de la Găgeni vor avea la începutul noului an școlar și o surpriză în plus din partea edililor. Inclusiv terenul de mini-fotbal din curtea școlii e terminat și se poate începe activitățile sportive pe el. Anul acesta mi-am propus să vin cu terenuri, văzând la alte localități că au terenuri moderne de sport. Mi-am propus să modernizez ambele terenuri de sport din curțile școlilor. Le-am adus la standarde europene, cu mochetare, cu toate jocurile de sport care se pot juca, tenis, basket, handball și mini-fotbal. Și învățământul preșcolar se află în atenția autorităților din Păulești. Grădinița de la Cocoșești a fost reabilitată acum 2 ani și jumătate, după standarde europene, cu două săli de clasă pentru copii. Au toalete moderne, părinții din satul Cocoșești sunt foarte mulțumiți, cei care duc copiii la grădiniță.